Bună ziua! Putem să începem, da? Deci astăzi vă prezint primul raport asupra inflației din anul 2021. Vom analiza situația macroeconomică curentă și vom trasa prognoze privind evoluția prețurilor pentru un orizont de 2 ani. Banca Națională a Moldovei continuă să monitorizeze situația macroeconomică internă și cea externă afectate de criză. Drept răspuns, BNM a promovat o politică monetară orientată spre menținerea condițiilor monetare prielnice, susținerea cererii interne, a procesului de creditare și activității economice. Rata inflației anuale, măsurată prin indicele prețurilor de consum, IPC, și reprezentată de linie neagră din grafic, din luna septembrie 2020 a înregistrat un trend descendent de la 2,32% până la 0,39% în luna decembrie 2020. Coborârea ratei inflației sub limita de jos a intervalului de 5% plus minus 1,5 puncte procentuale, este un fenomen temporar cauzat de consecințele economice și mai ales de restricțiile COVID-19. Trendul descendent al ratei anuale a inflației a fost cauzat în cea mai mare parte de evoluția prețurilor la produsele alimentare și inflație de bază, care au contribuit cu 1,1 și 0,7 puncte procentuale respectiv. Prețurile reglementate și prețurile la combustibil au înregistrat o contribuție negativă compensatorie de minus 0,2 și minus 0,5 puncte procentuale corespunzător. Reducerea inflației a fost cauzată de diminuarea ritmului de creștere a prețurilor la produsele alimentare, care s-a micșorat de la 5,9% în luna septembrie 2020 până la 1,7% în luna decembrie 2020. Totodată, pe plan internațional, din luna mai 2020 se observă o creștere a prețurilor la produsele alimentare. Indicele produselor alimentare internațional, linia roșie din grafic, în perioada mai-decembrie 2020, s-a majorat de la 91 până la 107,5 sau cu 18,1%. Diminuarea ritmului de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe piața internă este cauzată de deprecierea monedelor din țările din regiune, Ucraina și Turcia, de unde în principal importăm produse alimentare, dar și de cererea internă redusă. Trendul ascendent al prețurilor internaționale la petrol, linia roșie din grafic, în lunile octombrie-decembrie 2020, a condiționat și va condiționa în continuare creșterea graduală a prețurilor la combustibil pe piața internă, care la fel au înregistrat același trend de minus 9,5% în septembrie până la minus 8,5% în luna decembrie. Stabilizarea prețurilor internaționale la petrol în limita de 52-57 dolari per baril va determina ajustarea prețurilor interne și odată ce se va consuma efectul din primăvara anului 2020, ritmul de creștere a prețurilor la combustibil va reveni pe palier pozitiv. După o dinamică pozitivă relativ stabilă în perioada ianuarie-august 2020, rata anuală a prețurilor la bunurile și serviciile reglementate s-a diminuat considerabil. Din luna septembrie 2020 a trecut pe palier negativ și a înregistrat în luna decembrie 2020 minus 1,3%.
Cel mai mare impact l-a avut reducerea tarifului la gaz natural cu 12,1% începând cu luna octombrie 2020. Comparând prognoza din raportul inflației numărul 4-2020 cu evoluția inflației în trimestrul 4-2020, putem constata următoarele. Evoluția inflației, reprezentată ca linie neagră din acest grafic, a avut o traiectorie inferioară prognozei BNM, reprezentată prin linia roșie. În trimestrul 4-2020, valorile înregistrate ale IPC a fost cu 0,7 puncte procentuale sub valorile prognozate. Prețurile la produse alimentare și prețurile reglementate au înregistrat valori cu 2,1 puncte procentuale și 0,1 puncte procentuale respectiv sub nivelul prognozat, în mare parte din cauza reducerii cererii agregate interne ca rezultat a restricțiilor aferente crizei COVID-19. Ritmul de creștere a inflației de bază a fost neesențial peste nivelul prognozat. Astfel, creșterea prețului la petrol pe piețele internaționale a condiționat o majorare a prețurilor la combustibil pe piața internă cu 0,3 puncte procentuale peste nivelul prognozat. În continuare, voi prezenta pe scurt ultimele evoluții pe piața monetară și evoluția agregatului monetar. În trimestrul 4-2020, toate componentele agregatului M3 au înregistrat o creștere și masa monetară M3 s-a majorat cu 17,2% față de trimestrul 4-2019. Peste 70% din creșterea masei monetare M3 a fost asigurată de componenta în moneda națională, banii în circulație, contribuție de 6,6 puncte procentuale și depozitele în lei moldovenești cu contribuție de 6,1 puncte procentuale, ceea ce confirmă în continuare credibilitatea leului moldovenesc. Evoluției componentei depozite în valută recalculate în lei moldovenești se explică prin devierele ratelor de schimb euro față de dolar și leu față de dolar. Creșterea depozitelor în valută străină, de fapt, a fost nesemnificativă. În a doua jumătate a anului 2020, pe piața valutară a existat ofertă excesivă de valută, care exercita presiuni de apreciere asupra leului moldovenesc. Pentru a diminua volatilitatea pieței, Banca Națională a Moldovei a intervenit cu procurări de valută pe piața valutară internă, un volum de 106 milioane dolari pe parcursul trimestrului 3 și 140 milioane dolari în trimestrul 4-2020. Cumulate cu intrările de valută pe conturile Ministerului de Finanță, procurările de valută au contribuit la creșterea rezervelor internaționale ale statului, linia roșie din imagine, până la nivelul de 3 miliarde 783 milioane dolari SUA la 31 decembrie 2020. Lichiditatea excesivă în sectorul bancar în trimestrul 4 a constituit 6 miliarde 401 milioane lei, majorându-se cu 10,7% ca urmare a procurărilor de valută pe piața internă. Acest nivel de lichidități asigură condiții propice pentru acordarea creditelor noi sectorului real și sectorului public de către sistemul bancar. Condițiile monetare stabilite de Banca Națională au contribuit la creșterea soldului creditelor, care în trimestrul 4-2020 a înregistrat o creștere cu 11,2%. Factorul principal a acestui trend ascendent sunt creditele în moneda națională, care s-au majorat cu 15,3% în trimestrul 4-2020, ceea ce dovedește că politica de încurajare a intermedierii financiare în moneda națională
promovată de Banca Națională, aduce rezultate palpabile. Totodată, aportul creditelor în valută străină a constituit 4,3%. Ratele medii la credite noi în trimestrul 4-2020 s-au diminuat cu 0,02 de puncte procentuale față de trimestrul 3 și au înregistrat nivelul de 7,92%. Ratele la depozitele noi în trimestrul 4 s-au diminuat până la 3,43% sau cu 0,33 puncte procentuale pe parcursul ultimului trimestru. Trendul descendent al ratelor medii la credite și depozite noi pe parcursul anului 2020 este o reacție așteptată la măsurile de politică monetară a Băncii Naționale a Moldovei. Volumul lichidităților în sectorul bancar asigură o cerere sporită la valorile mobiliare de stat, la nivel de 1,19 din volumul indicativ al emisiunii și totodată permite Ministerului Finanțelor alocarea deplină a ofertei. Pe parcursul trimestrului 4-2020, curba randamentelor la valorile mobiliare de stat se află la un nivel adecvat volumul de lichidități în sistemul bancar și în apropierea coridorului ratelor promovate de Banca Națională. Acum voi vorbi despre prognoza inflației pe termen mediu. În anul 2020 s-a încheiat cu o constrângere a activității economice în majoritatea țărilor în urma restricțiilor aferente COVID-19. Totodată, sunt speranțe de revenire la tempoul normal în urma începerii procesului de vaccinare. Indicele dolarului a atins cel mai scăzut nivel din ultimii 2 ani, în timp ce cursul euro a urcat peste 1,22 dolari SUA față de un euro. Moneda euro s-a apreciat semnificativ în urma unor statistici pozitive și a începerii vaccinării în Uniunea Europeană. Piața petrolieră este fundamentată de acordul OPEC Plus de limitare a producerii petrolului și condiționează majorarea prețului la petrol peste 50 dolari pe baril. Conform agențiilor informaționale internaționale, prognozele cu privire la creșterea economică a țărilor parteneri comerciali principali a Republicii Moldova au fost majorate nesemnificativ pentru anul 2020 și micșorate pentru anul 2021, în zona euro cu 0,9 puncte procentuale și cu 0,3 puncte procentuale în Federația Rusă. Ipotezele externe prevăd o majorare a prețurilor la petrol cu 23,4% în anul 2021. Și totodată, prețul la gazul natural se va majora cu circa 14,8% în anul 2021. Cotațiile la produsele alimentare în anul 2021 vor înregistra o creștere cu 14,3%. Pe orizontul de prognoză, inflația de bază va manifesta o tendință ascendentă continuă pe întreg orizont și va manifesta tendințe de stabilizare pe parcursul ultimelor două trimestre de prognoză. Creșterea inflației de bază se va datora creșterii inflației importate și majorării accizelor la începutul anului 2021 și 2022. Ritmul anual al prețurilor reglementate va descrește în prima jumătate a anului curent și începând cu trimestrul 3-2021 va spori până spre finele perioadei de prognoză. Ritmul anual al prețurilor la produsele alimentare se va menține la valori relativ constante pentru primele 3 trimestre de prognoză,
apoi va înregistra o creștere până în prima jumătate a anului 2022, după care va înregistra un ritm stabil. Ritmul anual redus al creșterii prețurilor la produsele alimentare în anul 2021 se va datora cererii agregate interne dezinflaționiste și efectul bazei anuale înalte. Creșterea ulterioară va fi influențată de efectul produselor cu un caracter puternic sezonier, dar și efectul întârziat al secetei din anul 2020. Ritmul anual al prețurilor la combustibil va marca o volatilitate sporită. Efectul de prăbușire a prețurilor la petrol din primăvara anului 2020 va fi consumat și începând cu trimestrul 2-2021, ritmul de creștere a prețurilor la combustibil va reveni pe palier pozitiv. Acesta va înregistra o tendință ascendentă până în trimestrul 3-2021. Ulterior, începând cu anul viitor, se va diminua pentru două trimestre consecutive, după care va înregistra un nivel relativ constant. Rata anuală a inflației va avea în continuare o descreștere nesemnificativă în trimestrul 1-2021 și începând cu trimestrul următor va manifesta tendință de creștere până la finele orizontului de prognoză. Începând cu anul 2022, va reveni în intervalul de variație în apropierea țintei spre, și probabil că spre sfârșitul anului 2022 ne vom apropie de ținta inflației. Decompoziția prognozei inflației denotă dominația componentelor prețurilor la produse alimentare și a inflației de bază pe tot orizontul de prognoză. Prețurile reglementate în anul 2021 vor compensa parțial această dominație. Inflația medie anuală va fi de 1,8% în anul curent și circa 4,4% în anul 2022. Prognoza prezentată în acest raport a confirmat rundele precedente și a reflectat corectitudinea deciziilor Comitetului Executiv a Băncii Naționale a Moldovei. Consecutivitatea deciziilor de politică monetară se regăsește în reacțiile piețelor monetară, valutară și de credit, iar în viitorul apropiat vor influența și rata inflației, care va reveni în intervalul de variație în jurul țintei. Restricțiile aferente pandemiei COVID-19 implică un șir de incertitudini legate de impactul asupra recuperării economice și producției agricole din anul curent. Este important de menționat că continuă să persiste riscurile dezinflaționiste manifestate în continuare, generate de mai mulți factori. Printre acestea se enumără impulsul fiscal insuficient, în cazul limitării accesului la finanțare externă. Totodată, se anticipează îmbunătățirea sentimentului consumatorilor și agenților economici, refacerea agriculturii după un an secetos și restabilirea parțială a cererii externe. Banca Națională a Moldovei subliniază necesitatea monitorizării continuă a situației macroeconomice create de implicațiile pandemiei și, la momentul oportun, fără a prejudicia obiectivul său fundamental de asigurare a stabilității prețurilor, va veni cu măsurile necesare pentru menținerea unui nivel suficient de lichiditate a băncilor licențiate în susținerea unui sistem bancar viabil și stabil. Vă mulțumesc mult!